Credeți că va avea viață lungă, domnul Vâlceanu, la finanțe? Acum să vă spun o părere personală. Eu sper ca acest guvern să nu mai aibă viață lungă și nu doar dintr-un considerent politic sau pur politic, că suntem opozanți în acest moment în Parlament și tot ce se înseamnă politici publice, ci din cauza dezastrului, dar și sanitar, și de gestionarea situației pandemiei, dar și a gestionării crizei economice care a venit imediat după pandemie sau chiar concomitent de la un moment dat. Aceste lucruri combinate, mie îmi spun aceste lucruri că trebuie să plece acest guvern cât de repede de la Palatul Victoria. Și a demonstrat până acum, a avut timp aproximativ 2 ani de zile să demonstreze că poate să facă ceva. Ori vă aduceți aminte că din prima zi la Palatul Victoria a început sarabanda lui nu am bani. Nu avem bani. Sau poate nu avem bani, nu știu, pentru investiții, pentru pensie, pentru altceva. Știți că chestiunea cea cu nu am bani, am avut o discuție la un moment dat cu un analist economic, nu am acceptul dumnealui și este un om respectabil, nu o să dau numele, și cumva a încercat să dea o tentă de normalitate asupra împrumuturilor efectuate de această guvernare. Și am adresat două întrebări acelui domn analist și l-am întrebat dacă îi se par corecte cheltuielile din pandemie, dacă consideră că, de exemplu, Ministerul Afacerilor Interne într-un an de criză mondială, economică, pandemică și așa mai departe, Ministerul Afacerilor Interne trebuia să rebranduiască în acel an mașinile, cheltuind în acest fel sute de mii de euro și multe alte cheltuieli, mai ales raportul Curții de Conturi asupra ceea ce s-a întâmplat la Unifarm. În acel moment nu a mai avut replică și clar mi-a dat dreptate. Deci să preiei o țară la 34,6% din PIB datorie și să o duci deja la peste 50% din PIB datorie și acești bani să nu se regăsească nici în veniturile cetățenilor români și nici în proiecte de investiții, e periculos din punctul meu de vedere. Uitați-vă că, și mi-aduc aminte acea adresă de la Ministerul Dezvoltării către UAT-urile locale, unde le spunea să întrerupă lucrările pe PNDL-uri, pe acele programe naționale de dezvoltare locală, că nu mai au bani să achite facturile. Ori, oameni buni, în investiții nu, în salarii, în pensii, în alocații nu. Unde? Ce ați făcut? Cum? Înseamnă că îi cheltuiți ineficient.